Domnule președinte, credeți că este posibil să cred în educație atâta timp cât de 10 ani visez la o educație sportivă în satul meu și nimeni nu-mi oferă această șansă? Domnule președinte, credeți că este posibil să cred într-o demografie pe plus a țării atâta timp cât noi nu ne dezvoltăm sănătos? Domnule președinte, credeți că este posibil să cred în politicieni atâta timp cât minciuna zboară prin tot locul? Domnule președinte, și eu sunt un copil al țării, iar un copil atunci când plânge, nu se uită la cine îl vede, ci plânge pentru că îl doare.